Listen to me very carefully. Asta, într-adevăr, făcea ca un fel de aristocrație, dar... Super aburesc ochelarii de la mască. Săptămânile astea am fost obsedată de Frank Zappa. Am tot văzut interviuri cu el și e foarte amuzant omul. Zilele trecute am văzut un caniș pe stradă care semăna cu el. De fapt, avea taică-mi un CD pe care îl tot ascundea de mine ca să nu-l distrug. Nu știam cine e, dar avea o copertă mișto. L-am rugat să-mi trimită niște poze. Nici când ai foarte mult timp, n-ai timp, de fapt. Trece ziua imediat. Între trei mese, pregătit, mâncat și strâns, mai e super puțin timp. Nu știu cum adică ai mai mult timp, că n-ai mai mult timp. Timpul e același și o iluzie asta că suntem ocupați de obicei și nu avem timp. Ce face lumea vloguri? De fapt, de ce se uită lumea la vloguri? Facem vloguri pentru că se uită lumea? Lumea se simte singură? Piu, 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 piu. Wow, așa o să arăt după ce ies din casă. Mi-e frică.